Salut băieți! Astăzi am să vă prezint ceva mai aparte. O placă de sunet de la Asus sau Republic of Gamers. Solar Phoebus, versiunea Solo. Cam așa arată cutia. Vedem sigla mare Republic of Gamers. Ne zice că este pe PCI Express și nu e PCI Express 7.1, nu. PCI Express 7.1 Gaming Sound. Adică, pe scurt, placa suportă 7.1. Aici avem câteva specificații ale camerei. SNR-ul este de 118 dB, foarte bine. Amplificator de căști de până la 600 de ohmi, destul de puternică. Are profile audio, suportă Dolby Digital V4 și DTS. Cam aceasta este partea din fața cutiei. Trecem pe spate și pe spate avem încă câteva specificații. Ne arată graficul cu Crystal Clear Audio și ne mai zice încă o dată de 118 dB. Aici ne spune specificațiile plăcii, sunetul, cum este, cât de bun calitativ este. Aici ne spune că o să fie profile pentru fiecare joc în parte, RPG, FPS, RTS, Racing. Și aici ne arată puțin interfața. Cam așa. Putem vedea aici porturile, dar vi le spun eu, nu mai vi le arăt, și o poză mică cu placa. Așa, acum avem placa în sine, pusă într-un, să zicem așa, gemuleț și specificațiile. Le pun mai așa să puteți să le citiți, pentru că 2 secunde să și stea. Cutiuța. Da? Sau nu, stă. Oricum e bine. Așa. Cam acestea sunt și specificațiile. Born to Win și Winning Formula. Pe scurt, este o placă gândită pentru gameri de la gameri. Haideți să desfacem pachetul. Am rămas fără cutter, așa că folosesc o unghieră. Cred că e de ajuns. Da, este. O să desfacem cutia. De asta nu mai este nevoie. Bun. Cutia este goală în interior. Cam așa arată placa. Dar nu o să vă las acum să vă uitați la ea. O să vă arăt întâi partea cu accesorii. Dacă mă și lasă cutia să vi le arăt. De cutie, nu firea. Așa. Placa rămâne. Cam acestea sunt accesoriile. Avem un adaptor de la 2 molexuri la 6 pini. Da, 6 pini. Și nu este pentru că consumă mult, ci pentru că problema este destul de mare cu plăcile de sunet care au alimentare pe molex sau pe floppy. Sau cum e acel conector ăla fragil și se duce repede. Avem un adaptor de la un jack de 3.5 la optical pentru CPDIF. CD cu drivere. Recomandarea mea, luați de pe site-ul Asus ultima versiune. Și bineînțeles, manualul cu drivere, care are tot ce ne trebuie, cum se montează, bla bla bla, până ce se poate băga, bla bla bla, dalelor. Și acum, așa, bun, e fixată, bine. E grea. Solidă. Așa. Cam așa arată placa. Are un shield pe ea pentru protecție la EMI shielding, adică interferențe de la procesor și de la toate cele. Nu o să-l desfac pentru că pierd garanția. Putem vedea aici condensatorii aurii și alimentarea de 6 pini. Și aici este un logo, se zice Sonar Phoebus. Acest logo își va schimba culoarea după ce impedanță avem pe căști. Două sau nu mai știu exact, mai multe culori. Pe spate avem un PCB negru cu sigla Dolby Digital.
și zice sonar fibus solo. A, încă o chestie pentru persoanele care au probleme și intră pe site-ul ASUS și nu găsesc driverii. Driverii se găsesc la placa sonar fibus, nu solo. Placa solo îi lipsește acel dongle care se pune în față, se pot băga microfonul și căștile direct în față, ca pentru cine nu are front panel. Aici avem interfața de PCI Express și porturile. Avem zonă dedicată pentru căști și microfon căști, care duce până la 600 de ohmi căștile. Aici este conectorul acela pentru dongle-ul care v-am zis, cu fir, cu toate cele. Avem line in-ul, front, center și subwoofer, rear și SPDIF-ul, care acesta va fi pentru acel adaptor de optical. Cam aceasta este placa Sonar Fibus Sol de la ASUS. Vă mulțumesc pentru vizionare, o zi plăcută și sărbători fericite. La revedere!